Să se înțeleagă un lucru foarte clar, că teritoriul și populația țărilor din NATO sunt protejate de către NATO, articolul 5, în orice domeniu. Și aici vorbim de riscuri militare și e firesc ca lumea să fie îngrijorată și înțelegem această îngrijorare și le spunem că nu sunt motive de îngrijorare pentru țările NATO. În același timp mai sunt și alte dimensiuni. Anticipăm atacuri cibernetice din partea Federației Ruse. Uitați-vă că pe probleme de securitate energetică sau securitate agroalimentară, lucrurile pot să devină destul de serioase. Un număr de aliați au anunțat alături de Franța că vor participa cu trupe la acest grup de luptă. Eu anticipez că în următoarea perioadă de timp acest grup de luptă va deveni complet funcțional, complet echipat, complet ancorat în logica de securitate a întregii alianțe. Așa cum anticipez ca la summitul de la Madrid să mergem la nivelul următor, cu prezență și mai robustă, cu mai multe forțe, cu mai multe echipamente, cu apărare antiaeriană, cu apărare aeriană, cu apărare navală, cu apărare cibernetică. Deci intrăm, așa cum am spus, de la prezența avansată la apărare avansată. Grupurile de luptă fac parte încă din prezența avansată. După Madrid vom intra într-o etapă și mai serioasă.